Întotdeauna m-am simțit bine la titlul de respons bun, chiar să nu se supere domnul rector Biceanu. Așa. Sigur că mă simt bine în universitatea care îi aparțin, Universitatea din București, dar mă simt foarte bine și aici, unde am aceeași istorie asemănătoare cu a domnului rector Biceanu. Am început fiecare dintre noi cu câte un maestru, dumneavoastră cu maestru Petre Bilț, eu cu maestru profesorul Paul Popescu. Am crescut și noi împreună cu universitatea aceasta și am avut întotdeauna satisfacția unor cursuri care, nu știu cum Dumnezeu, ieșeau întotdeauna foarte bine și cu o satisfacție deosebită. Și mă simt întotdeauna bine și este uimitor când, pe stradă, în diferite locuri publice, bună ziua, domnule profesor. Nu mă țineți minte, am fost student dumneavoastră la Titu Mărescu. Sunteți cei mai bogați și prezenți, minunați, am văzut la Colegiul Psihologilor, la comisiile de aplicative, foarte mulți absolvenți de la Titu Maiorescu, ceea ce înseamnă că această universitate pregătește cu adevărat psihologi pentru viitor și pentru profesia lor. Pentru aceasta eu nu pot decât să felicit conducerea universității, pe doamna rector Smaranda Argenii, pe domnul președinte Iosif Hurs. Noi la facultatea, între cele două facultăți de psihologie, este o relație foarte apropiată, foarte strânsă. Ne stimăm, ne prețuim, participăm împreună la întâlnirile pe care le avem. În toamnă vă invit la conferința internațională, a 5-a ediție a conferinței PsyWorld 2014, ediție jubiliară, unde mulți dintre cercetători, profesori ai facultății dumneavoastră au participat de-a lungul anilor. De asemenea, la Colegiul Psihologilor vreau așa, în calitatea de președinte al Colegiului, în primul rând să mulțumesc doamnei rector și domnului președinte Iosif Hurs, pentru că ne-au ajutat și cu această frumoasă sală, minunată sală, noi am participat și ne-am desfășurat câteva dintre importantele activități, două convenții naționale și acum este prima festivitate dedicată Zilei Psihologului din România, care se va desfășura vineri de 6 iunie. Tot în această sală vom avea o gală a psihologului, prima gală a psihologului pe care o organizăm. Suntem foarte mândri că o realizăm aici și că de găzduiți cu mare drag, sunt convins. Ce să vă mai spun? Activitatea științifică, eu sunt prezent cu echipa mea de cercetare încă de la primele ediții, nu, domnul decan? Întotdeauna am fost invitat, am participat cu plăcere, echipa mea aici, prin sală, și vom avea prezentări și suntem fericiți să fim alături în toate activitățile științifice. Vă doresc din toată inima succes, vă felicit pentru tot ce aveți. O să spun că vă invidiez, dar nu este invidia de gen capra românului, ci invidia care spune dorim și noi să fie mai bine și suntem fericiți că sunt bine. Care este sensul unei universități? Să te simți bine. Dacă nu te simți bine într-o universitate, n-ai ce să mai cauți acolo. Sau universitatea aceea creșește cu ceva. Ei, aici, la Universitatea Titu Maiorescu, ca și la noi, la Universitatea din București, știm că studenții se simt bine, profesorii se simt bine, este acel concept de well-being. A te simți bine. Am văzut site-urile unor universități din alte părți, în care pe prima pagină, știți ce se spunea? Studenții se simt foarte bine la noi. Primul lucru începeau cu activități sociale, întâmplări fericite. Vreau să arate că studenții pot veni, părinții și pot trimite cu drag copiii acolo, pentru că ei se vor simți bine. Aceasta este cheia bucuriei de a învăța. Încă o dată, toate cele bune.